Putin ia drept țintă un teritoriu considerat crucial, foarte important din punct de vedere strategic al Suediei. Este vorba despre o insulă care joacă din punct de vedere strategic, așa cum vă spuneam, un rol foarte important pentru Suedia. Ministrul apărării, șeful armatei, de fapt, din Suedia, susține că dacă Rusia va considera această insulă drept o țintă, atunci s-a terminat cu pacea, după cum anunță el. Îi mulțumesc foarte mult lui Ștefan Popescu, analistul de politică externă Ștefan Popescu. Bună ziua, Ștefan Popescu, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Eu vă mulțumesc. Putin are, potrivit publicației Politico, în vizorul său, un interes special pentru această insulă aflată în subordinea Suediei, aflată în Suedia. Care este motivul pentru care Putin și-ar dori să obțină un teritoriu dintr-o țară NATO? Pentru că acest teritoriu se află la vreo 3.000 de kilometri de Sankt Petersburg și este, 3.000 de kilometri pătrați are această insulă și a fost remilitarizată din 2018. Este adevărata poartă de intrare la nordul Mării Baltice. A controla această insulă asigură Organizației Tratatului Nord-Atlantic și Suediei, dar prin Suedia, Organizației Tratatului Nord-Atlantic, o quasi imposibilitate pentru Moscova de a duce nave, a duce din nord-vestul Rusiei în alte părți. În august 2022, deja Stockholmul a anunțat milioane, de zeci de milioane de dolari de investiții pentru a întări prezența militară pe acest teritoriu pus la dispoziția NATO. Sigur că asta nu înseamnă că întreaga Mare Baltică ar fi controlată de NATO, căci o parte, o limbă de pământ rusească rezistă încă alianței militare transatlantice. Este vorba de enclava Kaliningrad, situată între Lituania și Polonia. Dar această insulă este cu adevărat strategică și mai este ceva. Rusia este deranjată de intrarea Suediei în Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Nu este o țară oarecare, este o țară cu capacități militare importante, cu o industrie militară importantă. Și mai contează și tradiția, că vedeți, Putin se raportează tot timpul la istorie. Cum a fost creat Sankt Petersburg, orașul lui, păi din confruntarea cu Suedia. Suedia care a pierdut bătălia de la Poltava, Carol al XII-lea, și atunci Rusia își creează această fațadă la Marea Baltică. Da, este vorba despre insula Gotland din Marea Baltică, după cum spuneai. Iar reacția ministrului suedez, șefului armatei suedeze, este una cât se poate de categorică, citez, ar fi sfârșitul păcii în regiune. Ce înseamnă asta? Da, ar fi sfârșitul păcii în regiune pentru că ocuparea acestei insule, gândiți-vă acum, se află sub protecția articolului 5, deci sub umbrela nucleară a NATO, ar duce la un război direct între Federația Rusă și Organizația Tratatului Nord-Atlantic. Tocmai de aceea Rusia, fiind conștientă de acest pericol și de acest scenariu pe care nu și-l dorește, atunci folosește acțiuni hibride de intimidare, aducerea unor submarine foarte aproape de apele teritoriale suedeze, acțiuni cibernetice împotriva Suediei, fake news, tocmai pentru a slăbi altfel, folosește alte mijloace, aparate de zbor aduse în proximitatea spațiului aerian suedez. Ștefan Popescu, imagini absolut impresionante care vin astăzi din Iran, acolo unde peste un milion de iranieni s-au adunat pentru aceste ceremonii incredibile, neobișnuite pentru lumea occidentală de înmormântare, o înmormântare spectaculoasă a președintelui Raisi. Rare ori vedem astfel de imagini. Da, într-adevăr este un moment, moare un fidel al Ayatollahului și indiferent dacă a fost un exit provocat sau nu, niciodată nu putem ști în acea lume, pentru că rivalitățile între facțiunile ultraconservatoare, care toate se află sub oblăduirea Ayatollahului, sunt o realitate în Republica Islamică Iran.
Dar regimul dorește să folosească și în special partea religioasă, această dispariție, acest eveniment tragic pentru a întări și mai mult, a strânge rândurile, dacă vreți, la nivel național în jurul conducerii Iranului, mai ales că are tot interesul să urmeze o fază de stabilitate, pentru că avem 50 de zile în care se va alege președintele, avem o dublă succesiune, Ayatollah se află la 85 de ani și regimul nu are nevoie de o contestare internă, adică acest eveniment să dea idei celor care au contestat regimul să reaprindă flacăra protestelor și vor să facă din acest episod un act de unitate națională, dacă vreți. Va fi pace și consens la nivel național după moartea lui Raisi, în opinia ta? Depinde cine va fi ales. Dacă va fi ales tot unul ca Raisi, care a fost o personalitate foarte conservatoare, care s-a implicat direct, bine, el era procuror la origine, s-a implicat direct în represiunea protestelor femeilor din ultimii ani, atunci e posibil să asistăm la izbucnirea mișcărilor de contestare. Dacă vor fi mai abili și vor alege o persoană mai puțin clivantă, mai cu față umană, mai ales că președintele este un prim-ministru, este un înalt funcționar în sensul etimologic al termenului, nu e deținătorul puterii, atunci este posibil să se dilueze, să spun, ideile celor care ar dori să repornească flacăra protestelor. Mulțumesc foarte mult, Ștefan Popescu. Vă reamintesc o înmormântare absolut spectaculoasă a președintelui Iranului. Imagine pe care le vedeți sunt în direct, milioane de oameni care îi aduc un ultim omagiu. Ne întoarcem în țară, mai precis la sediul Direcției Naționale Anticorupție, acolo unde, dintr-un minut într-altul, va ieși de la audieri fostul șef al SRI, adjunctul SRI Florian Coldea. Vă reamintesc, este audiat de mai bine de 2 ore împreună cu Dumitru Dumbravă, un alt șef al Serviciului Român de Informații, și cu, de asemenea, audiat în acest dosar, avocatul Doru Trăilă. Despre ce e vorba, este o speță în care Coldea, înțelegem pe surse, că este audiat în calitate de suspect, acuzat de spălare de bani și trafic de influență. Îi mulțumesc foarte mult jurnalistului Ciprian Purice, ni se alătură într-o legătură telefonică directă. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție. Sunt mâinile, mulțumesc și eu pentru invitație. Imaginile sunt absolut spectaculoase și în România și totalmente neobișnuite. Puțină lume se aștepta să asiste la o astfel de audiere a unuia dintre cei mai puternici oameni într-o anumită perioadă în România, Ciprian Purice. Așa este și, pe de o parte, ăsta e un semn de sănătate al unui stat de drept pe care cu toții ne-l dorim funcțional, că a fost profund disfuncțional în trecut. Din punctul meu de vedere, e greu de așteptat, sau e aproape imposibil de așteptat ca faptele pentru care domnul general celebru în timpul mandatului dumnealui de prima jungla SRI să fie în atenția procurorilor. Altfel spus, pentru perioada, să spunem, câmpului tactic din justiție, nu cred că se vor înregistra vreun tip de acțiune penală. Pentru că atunci aveam de-a face cu o instituție, una dintre cele mai importante instituții ale statului. Iar dacă lucrurile care s-au spus despre generalul Coldea în vremea respectivă ar fi fost adevărate, ar fi însemnat ca întreg SRI-ul să fi fost complice la un comportament, să spunem, ilegal sau cel puțin abuziv. Speta de față, dacă ea va ajunge să genereze concluzii sau să aibă efecte penale, este în 100% după încheierea mandatului de prima adjunct al țării, după ieșirea la pensie, mai bine zis, a generalului Coldea. Dar și asta este dificil, pentru că totuși omul ăsta are, nu ne-a plăcut niciodată, mai ales faptele de care a fost acuzat domnul Coldea, dar omul ăsta are o experiență destul de serioasă în a ști cum să se protejeze de brațul lung al legii
Și să sperăm, nu-i așa, că a fost șeferii, că se protejează prin respectarea legii. Nu știm ce să mai sperăm. Au apărut pe surse acuzații în cazul acestor oameni, domnul Coldea, domnul Dumbravă. Nu știm la ce perioadă fac referire aceste acuzații, dacă era atunci când ei erau în funcție de conducere în cadrul Serviciului Român de Informații sau după aceea. Trafic de influență, spălare de bani. Dosarul este unul care pornește de la o plângere, un denunț, a lui Cătălin Hideg, Ciprian Purice. Cătălin Hideg este un om care face obiectul unui dosar de anchetă a parchetului european. Cred că este singurul dosar pe care parchetul european îl anchetează în România. Patron al unei firme sanitare, de obiecte sanitare și nu numai, Sanimed. Omul acesta spune că au existat mai multe solicitări de sume de bani pe care le-ar fi făcut Coldea și Dumbravă pentru, în schimbul influenței pe care ei ar fi avut-o prin prisma calităților deținute în SRI. Din informațiile mele, dosarul acesta se referă la perioada de după ce domnul Coldea și domnul Dumbrava au plecat din SRI. Uh-huh. Pe de altă parte, orice procuror bun din țara asta, în momentul în care cineva face o plângere penală și aduce și niște probe referitoare la persoanele pe care le implică în acea plângere penală, procurorul e obligat să-i audieze. E destul de dificil de crezut, în primul rând, partea cu influența pe care foști generali și colonii din SRI să mai aibă în sistem după ce au plecat, mai ales dacă ne aducem aminte modul în care a plecat domnul Coldea, că nu prea a plecat fericit de acolo. Mai mult dacă punem în context, să nu uităm că în vremea aia s-a rupt celebrul binom SRI-DNA prin care domnul Coldea și domnul Dumbrava erau acuzați că au influență în lumea justiției și în lumea politică românească. Deci, sau nu putem să nu punem în context aceste lucruri din privința acuzațiilor. E foarte posibil, repet cum am spus, e bine că cei doi sunt audiați la DNA, dar din punctul meu de vedere e greu de crezut că vor fi inculpați în acest dosar. Cred că la ieșirea de la DNA vor avea celebra calitate de martor și probabil în viitor vom avea de-a face și cu o scoatere sub urmărirea penală sau o neîncepere a urmăririi penale. Da, vom vedea despre ce va fi vorba. Sumele solicitate, sumele care ar fi fost pretinse de către cei doi foști oficiali ai Serviciului Român de Informații ar fi de 600.000 de euro, potrivit relatărilor presei. Domnul Coldea urmează să iasă în foarte scurt timp de la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Imaginile pe care le vedeți acum sunt în direct. Jandarmeria a fost nevoită să-și intensifice dispozitivul de pază de acolo. Au fost montate garduri de protecție, tocmai din cauza interesului mare pe care această speță îl suscită în rândul presei. Și pentru că spuneai că un om cu experiența lui Coldea ar fi știut să se apere, de asemenea, înțelegem că denunțul acesta, domnul Coldea spune că sumele date ar fi fost, citez, disimulate și albite prin intermediul unor contracte de consultanță, care în realitate nu s-ar fi derulat. Da, poate chiar a fost consultanță. Asta este o practică pe care cu toți o apreciem, nu-i așa, când o vedem în Statele Unite, în Marea Britanie sau în alte state europene, în care foști oficiali de statului, mai ales din zona de servicii secrete, după ce ies din funcția respectivă, își deschid firme și oferă consultanță celor care vor să plătească. Sau mai e moda cu fundațiile. Nu știm foarte bine că dacă vrem să ne vorbească George Bush Junior la un eveniment în România, plătim la fundația George Bush Junior și fostul președinte american vine și vorbește. Asta este o practică. E greu de dovedit, încă o dată, că generalul Coldea a pretins, de parte de mine, să iau apărarea. Dar nici domnul Hideg nu e chiar... Păi nu, domnul Hideg este un om care e condamnat și dânsul. 4 ani de închisoare a primit din partea Tribunalului București și, după cum spuneam, face obiectul unui singurui dosar pe care parchetul european îl anchetează pe teritoriul României. Da, în toată povestea asta, din punctul meu de vedere, o veste foarte bună și, de fapt, este singura veste bună, este că chiar dacă a fost
unul dintre cei mai puternici oameni din România, domnul Cordea și domnul Dumbravă, în timpul în care erau la SRI, iată că justiția îi cheamă la audiere. Uh-huh. Chiar dacă sunt inculpați, chiar dacă vor fi inculpați sau martor sau suspect sau ce ar fi, asta ne arată că avem un sistem de justiție care vrea din toate puterile să devină funcțional. Dar să dăm crezare a ceea ce se dă deja pe surse, că a explodat piața românească cu surse, că domnul Coldea va ajunge să plătească pentru toate nenorocirile care s-au întâmplat în vremea doamnei Chiove și cu DNA-ul, e greu de crezut. Pentru că atunci am avut un demers efectiv instituțional, pe care cu toată lumea regretă, dar e foarte dificil să ne întoarcem în acele vremuri și să dovedim celebrele comenzi, așa, cu plicurile galbene, care veneau de la TRI, la DNA, cu arestările, cu oameni politici scoși din joc. E foarte complicat, a trecut multă vreme și cred că ceea ce se întâmplă acum în zona unor oameni care își vor dreptatea în felul acesta pentru acea perioadă neagră e mai mult wishful thinking, că tot vorbeam de americani, adică doar niște dorințe, niște speranțe de șarte care nu se pot materializa. Dar până la urmă rămâne de văzut ce vor stabili procurorii. Dar, încă o dată, greu de crezut. Coldea e vulpoi bătrân. Nu cred că l-ar fi prins așa de ușor omul de afaceri, domnul Hideg. Domnul Hideg, pe care EPO, Parchetul European, l-a deferit justiției pentru folosire de documente false și spălare de bani în legătură cu accesarea unor fonduri europene, repet, e primul caz al Parchetului European instrumentat în România. Și acest domn se spune că ar fi plătit banii aceștia în speranța că domnul Coldea l-ar fi ajutat să scape de dosarul ăsta penal instrumentat la EPO. Ca să descriem contextul, bazându-ne pe informațiile pe care le avem până acum. Pentru că, da, despre Cătălin Hideg au apărut foarte multe articole prin prisma acestui dosar în presa română în ultimul timp. Iar prejudiciile în dosarul acesta sunt foarte importante, Ciprian Purice, în dosarul lui Hideg. Da, dar eu vă spun cu toată siguranța și toată certitudinea că după ce a plecat din SRI, domnul Coldea nu mai poate influența pe nimeni. Nici în SRI, nici în justiția românească. Probabil cât a fost prim adjunct și în vremea binomului SRI-DNA, în care era o colaborare instituțională între SRI și DNA, poate domnul Coldea ar fi putut influența justiția în favoarea sau în defavoarea cuiva. Dar de la momentul 2017, ianuarie parcă 2017, de când a părăsit Serviciul Român de Informații, exclus să mai aibă vreo influență. Desigur, sunt unii pe piața românească care încearcă așa să păstreze această aură de mare jucător al generalului Coldea, tocmai ca să găsească pești dispuși, momeală dintre asta dispusă să plătească pentru așa zisă influență. Gen domnul de afaceri, domnul Hideg, omul de afaceri din cazul de față. Dar influența generalului Coldea este egală cu zero astăzi. Probabil mai sunt unii politicieni care îl cred sau îi mai răspund la telefon. Dar în zona de justiție sau în zona serviciilor de securitate, categoric nu mai are nicio influență. Da, e mare interes în momentul ăsta pentru că tot pe surse jurnaliștii au aflat că generalul Coldea urmează să iasă de la audieri cu calitatea de suspect. Vom reveni la sediul DNA, acolo unde se află echipa noastră, atunci când, dacă vor fi declarații făcute de Coldea, Dumbravă sau Doru Trăină, scurtă pauză și revenim. Un bărbat cu un plămân extirpat din greșeală la Institutul Marius Nasta din București nu poate primi cei 150.000 de euro deciși de instanță pentru că spitalul nu are bani să plătească aceste despăgubiri. Este în legătură directă cu noi domnul Vasile Barbu, este reprezentant al Asociației Pacienților. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua. Domnule președinte, necazul acestui om nu s-a petrecut acum, au fost ani de procese în urma cărora în fine a obținut dreptul de a fi despăgubit cu 150.000 de euro. Însă nu poate primi banii pentru că spitalul nu are acești bani. Și atunci, cum se pot pedepsi toate greșelile acestea care se fac în spitale din România? Iată, omul acesta a rămas fără un plămân care i-a fost extirpat din greșeală.
Da, cunosc cazul încă de atunci când s-a întâmplat acest lucru, acum circa 9 ani. Da, procesul a durat nespus de mult și aici este iar o problemă, pentru că circuitul unui astfel de dosar în sistemul judiciar din România este unul dezastros pentru pacient. Iată, atâția ani omul are și o anumită vârstă, sigur, și acum se trezește că instanța a stabilit că spitalul trebuie să plătească 150.000 de euro. Greșeala, a fost vorba de o greșeală, eroare medicală, am mai întâlnit astfel de greșeli cu alte organe, inclusiv amputări de picioare, da? Pot să vă spun că este posibil să se întâmple din cauza și mai ales cândva se putea întâmpla mai des, pentru că nu exista o bună relaționare între celelalte paliere ale care contribuie la actul medical, mă refer la investigațiile clinice și paraclinice înainte de intervenție chirurgicală, iar chirurgul era de multe ori și este și în continuare, să știți, expus la riscuri, pentru că ceilalți nu își fac datoria. Deci se întâmplă astfel de erori pe întreg lanțul al actului medical, pentru că, iată, analizele medicale pot să nu fie corect făcute. Sau, eu știu, anumite investigații imagistice să nu fie corect făcute. Aici, în cazul de față, era vorba de o suspiciune oncologică care presupunea, așa spuneau specialiștii care au constatat că are un cancer, și spunea chirurgului, practic indica ca intervenția să fie cât mai rapidă, pentru că în cancer timpul contează. Medicul chirurg, neavând posibilitatea să-i facă dumnealui personal această investigație, că e vorba de o altă specialitate medicală, altă competență. Deci, iată în ce situații ne pun. Pe de altă parte, s-a întâmplat această nenorocire, pot să spun, extirparea unui plămân, asta înseamnă o reducere a speranței de viață pentru un pacient, pentru că dacă se întâmplă ca celălalt plămân să se îmbolnăvească, nu mai are nicio rezervă sau mai mult, are o capacitate respiratorie redusă și la vremea respectivă era în câmpul muncii omul, vă dați seama, nu când s-a început, era, acum să zicem, e pensionar, dar atunci era muncea și trebuia să muncească și nu putea să muncească pentru că nu poate să facă efort. De asemenea, acum orice răceală, orice gripă pentru un asemenea pacient reprezintă un mare risc. Deci a trecut într-o altă categorie de persoane cu risc major și cu amenințare de viață, cu speranță de viață redusă. Despăgubirea de 150.000 de euro mi se pare cel puțin, cum să vă spun, destul de puțin dat, pentru că omul nu poate, trebuie să se îngrijească, are nevoie de foarte multă recuperare medicală, are nevoie de cheltuieli de acum încolo, nu știu dacă banii ăștia o să-i ajungă. Problema este că, iată, nici asigurarea de malpraxis pentru spital nu funcționează corect, pentru că în mod normal trebuia instanța să țină cont și de acea asigurare. Din păcate, termenul lung prin instanțe face ca de multe ori societățile de asigurare la vremea respectivă să nu mai existe și n-ai cui să te adresezi. Iar spitalul, acest institut național, dacă vreți, de boli pulmonare, mai ales în asta, este subordinea Ministerului Sănătății. Ministerul Sănătății nu poate da, deși deținătorul spitalului, nu poate da întotdeauna aceste sume și obligă spitalul să plătească din surse proprii, adică din veniturile care obțin pe baza serviciilor asigurate pacienților și decontate de către casă. Și știm foarte bine, acum este, toate spitalele sunt într-o dată curuntă, dacă vreți, nu își pot achiziționa medicamente, materiale sanitare, mai ales acest spital are costuri foarte mari, să știți, pe fiecare casă în parte, tarifele sunt așa cum sunt stabilite de Casa de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății, deci iată, și ca să nu punem că, de fapt, guvernul impune toate aceste lucruri, guvernele, deci iată în ce situație se află acest om, că nu-și poate recupera banii. Însă ce se întâmplă? Aici e nevoie de o intervenție
a avocatului și bineînțeles că am înțeles că a existat și o negociere de eșalonare a acestor plăți din partea, a fost propunerea spitalului. Nu cred că este corect unui astfel de om la vârsta asta să-i face eșalonare pe termen lung, că la 66 de ani, câți ani are acum, vă dați seama, încă 5 ani, 71 de ani, cu boala care o are și cu sechelele care au rămas în urma intervenției chirurgicale, omul ăsta nu știu ce speranță de viață mai are și atunci are nevoie de foarte mult bani. Sunt convins că și-a făcut datorii, sunt convins că a fost afectată întreaga viață și a dumneavoastră și a familiei. Deci are nevoie de bani și atunci cred că executorul poate executa spitalul într-adevăr, lăsând spitalul fără bani de medicamente, fără bani de materiale sanitare. Deci, iată, există, e o situație, dar oricum, cred că până la urmă această chestiune se va rezolva, dar v-am spus, cu expunerea spitalului la cheltuieli pe care, mă rog, duc mai departe la imposibilitatea de a face achiziții pentru alți pacienți, achiziții de materiale sanitare și medicamente. Mulțumesc mult, domnule Barbu, pentru intervenția dumneavoastră. Facem o foarte scurtă pauză. Tornadele fac ravagii în Statele Unite. 4 oameni au murit în ultimele ore. Discutăm despre aceste fenomene meteo extreme în câteva minute. Patru morți, 35 de răniți în urma unor tornade care au avut loc în statul Iowa, în Statele Unite ale Americii. Din ce în ce mai violente aceste fenomene meteo, în legătură cu noi, domnul profesor Mircea Duțu. Bună ziua, domnule profesor, mulțumesc pentru intervențiile dumneavoastră. Și ceea ce surprinde este că acolo unde sunt sisteme de avertizare foarte performante, nu pot fi evitate decesele. Într-adevăr, ca urmare a evoluțiilor care au loc în ultimul timp, tornadele respective s-au produs într-un sezon marcat de o adevărată erupție a unor rare fenomene în Statele Unite, la momentul în care schimbarea climatică crește frecvența și gravitatea furtunilor în lumea întreagă. De altfel, aprilie a înregistrat cel de-al doilea număr de tornade produse vreodată într-o lună în această țară. Până marți au fost confirmate deja 859 de tornade în 2024, respectiv cu 27% mai multe decât media americană, conform Centrului de Predicție al Administrației Statelor Unite pentru Atmosferă și Oceane. Până acum, Iowa a avut cele mai multe, cu 81 de tornade confirmate. Devastările din acest stat urmează la o serie de zile cu condiții meteo extreme care au afectat o mare parte a centrului țării, în special statele Oklahoma și Kansas. Săptămâna trecută, furtunile acestea cu caracter ucigător au lovit regiunea Houston. La nivel de principiu, explicația este relativ simplă. Cel mai adesea, marile câmpii din Statele Unite sunt, să spunem, teatrul unor furtuni foarte violente. Cauza rezidă în confruntarea între două mase de aer, cea umedă și caldă provenind din Golful Mexic și altele din nord, ce coboară din Canada, mai reci și seci. Aceste ingrediente sunt ideale pentru dezvoltarea de sisteme furtunoase puternice, generând la rândul lor tornade de asemenea frecvență și amploare. Este adevărat că Statele Unite au o experiență îndelungată în această privință, că dispun de o tehnică și planuri de intervenție rapide în atar situații, dar iată că schimbarea climatică și dereglarea sistemului de climă le fac din ce în ce mai imprevizibile, chiar în locurile cele mai bine pregătite pentru a se confrunta cu asemenea fenomene meteo extreme. În România, domnule Duțu, în fiecare an experimentăm acest transfer. Dacă vedem un ciclon care face ravagii în Europa Occidentală, ne-am obișnuit să înțelegem că într-o anumită zi va veni și în România. Ceea ce nu se întâmpla acum câțiva ani. Este adevărat, asistăm din ce în ce mai mult la un fel de
autonomizare a modelului climatic pentru Europa și o integrare și din această perspectivă a climatului din România. Ați observat bine, în ultimii ani, toate fenomenele par a începe fie în zona fațadei atlantice a continentului, fie în cea a fațadei mediteraneene, după care, într-o perioadă de timp relativ scurtă, se propagă și spre România, cu intensități diferite. Atunci când influențele provin predominant din zona mediteraneană, suntem supuși impactului mai ales în sudul țării, iar atunci când zona atlantică este mai activă și mai intensă, influențele se resimt în zona de vest și nord-vest. Ca atare, trebuie să avem în vedere că, iată, din ce în ce mai mult, această schimbare climatică își exprimă influențele și manifestările la nivel regional și subregional, în funcție de apartenența geografică, și România este supusă unor atari evenimente. De menționat că în privința fenomenelor tip tornadă, deocamdată, deși și în Europa se înregistrează o creștere a frecvenței și a intensității acestora, totuși relieful nu permite o dezvoltare de amploarea celor din Statele Unite, iar aceste fenomene la nivelul Europei și a României sunt cu un caracter preponderent local și imprevizibile. De aceea sistemele de detectare, de supraveghere și de alarmare sunt deosebit de totuși dificil de perceput și alertat într-un timp mai mare de timp. Pentru că Administrația Națională de Meteorologie s-a dotat recent cu sisteme performante anti-tornadă, mulțumesc foarte mult, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne revedem mâine de la ora 12 la Newspace. Aveți o după-amiază liniștită.